Supărat că femeia pe care o iubea nu are aceleași sentimente, un bărbat din comuna Bărbătește a amenințat-o cu moartea. Bărbatul, rănit în dragoste, în vârstă de 44 de ani, a devenit violent cu tânăra care nu îi împărtășea trăirile și a agresat-o într-un bar în care lucra. La scurt timp a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat cu moartea și mama. Polițiști din cadrul secției 6, Poliție Rurală Târgu Cărbunești, au fost sesizați cu privire la faptul că în incinta unui local public de pe raza comunei Bărbătești, un localnic de 44 de ani ar fi agresiv și ar provoca scandal. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că bărbatul, pe fondul consumului de alcool, ar fi amenințat-o cu moartea pe o tânără de 26 de ani din comuna Săulești, vânzător gestionar în localul public, pe motiv că aceasta nu îl iubește, ocazie cu care a tulburat ordinea publică în incinta unității comerciale, unde se mai aflau și alți clienți. Totodată, bărbatul ar fi afirmat în mod repetat că intenționează să o omoare pe mama sa, în vârstă de 72 de ani din comuna Bărbătești, care ulterior a formulat plângere față de fiul său. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, acesta fiind internat la secția de psihiatrie a spitalului din Târgu Jiu. Pe numele lui a fost întocmit și un dosar penal pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.